la Jiu cum era? Era ați simțit duritatea celor de la Jiu când mergeați la Petroșani? Am simțit-o de la Mulțescu, că da, când am mișcat la Jiu, mi-a pus o talpă de... mi-a parat din piciorul drept, am stat vreo săptămână, așa, și la al primul sau al doilea antrenament, la, când ne-am întâlnit la, aici, la echipa studențească, iar mi-a pus, aia zic, bă, ce ai nebunit? Lasă-mă să joc și dracu. Iar mă accidentez. Nu, ăla o avea, păi, dar acolo, tălpica, vorba românului, talpa era la modă. Sfântă la Petroșani, cu Tonca și cu Stoker. Când intrai pe culoară, cam înghețat, că erau așa, o culoară de la gust și curgea apa după el și mai mai știu și cu Bogu Tonca, de-abia, ce vedeți că aveți grijă, că vreau să aud, când vă lovesc, să aud cum ți-am tras-o. Serios? Asta era vorba când te lovesc să se audă, adică să plesnea, să se audă osul. Vedeți că aveți grijă, vă dă bine de tot. Păi ce, au făcut echipă bună, că aveau condiții foarte bune și s-a dus cu Dumitrecu, s-a dus Mulțescu, da, care da, da. Super, au făcut echipă bună, aveau și echipă bună, da? Era Lipardi, au avut echipă, cam, acum așa cu părere de rău față de echipele de azi, la care nu poți să spui, să te aduci aminte, mamă ce jucători aveau, da. Deci, iau toate echipele de atunci, poți să spui că aveau 4-5 jucători pe care îi ții minte și care aveau valoare față de... Poate și de-aia e fotbalul așa mai jos acum, pentru că nu mai văd 4-5 oameni de... Da. Domnule, echipa respectivă are 5 oameni de valoare. Sau 6, sau 6. Da. Dacă aveai mai mult, poate era echipa mai bună. Era Steaua, Dinamo, Craiova, care avea echipă super, echipă Sportul, care a surpriză și... Vreau să spun că eram echipa care umpleam stadionile. Lumea iubea sportul, că știa că suntem bani și că bine, bă, pierdem aiurea meciurile. Deci, pe la Cioara erau 40.000 de spectatori, la Craiova umpleam stadionul 30.000. Unde ne duceam era plin stadionul. Era spectacol când ajungeam noi. Mi-am adus acum aminte că în timp ce mă documentam pentru un articol despre Tonca și Stoker acum vreo lună, am descoperit că ultimul lor meci împreună la Jiu a fost în regie un 6-0 pentru Sportul și a dat și gol. Dacă acum mi-aduc aminte că practic acolo s-a terminat cuplul de fundaș central dur Tonca Stoker. Da. Au dus-o și ei bine, dar uite, vedeți și Jiu cu te, acum că dacă s-a terminat cu Mineritul, vedeți, nu mai au echipă. Da. Dispar echipe de bună tradiție, dispar ușor, ușor. Mai dispar și sport.